Iubiți frați și surori, dorim din toată inima ca să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Așa cum spunea frații, mă numesc Cornela Petroaie, vin din Austria. Sunt tatăl la mai mulți copii. De 32 de ani Dumnezeu m-a îngăduit și m-a chemat să umblu printre oameni sărmani. Sunt misionar și capelan. De când a început războiul în Ucraina, am mers de multe ori din 2015 acolo și mai ales de când a început războiul, de anul trecut, din 24 februarie, Domnul m-a ajutat și am fost de multe ori la zona de război. Și vreau să vă spun de lucrarea nouă a Duhului Sfânt, care mai jos din textul care a fost citit, vedem că Petru s-a sculat în picioare în ziua Ierusalei. Nu mai era Petru ăla fricos, ci spune cuvântul Domnului că era plin de Duhul Sfânt și a rostit cuvântul Domnului în ziua aceea și spune că Duhul, cuvântul care l-a predicat Petru, a străpuns inima oamenilor pentru că era uns de Duhul Sfânt. Și aproape, sau 3.000 de oameni au fost răpunși și au zis fraților ce să facem. Vă aduc salutările fraților de pe câmpul de misiune. Ultima misiune a fost în Turcia. Am fost și în Turcia înainte să vin încoace. De câteva săptămâni sunt, am fost în America într-un turneu de misiune. Vă aduc salutări de la frații din România, din Austria. Salutul Bisericii Muntele Sionului din Volsec, din lângă Linz. Evrei 13, 20, 21. Apoi, frații din Ucraina. Dacă este o holdă coaptă în vremea aceasta, Dumnezeu se ceriși bogat, unde Domnul întoarce oamenii la Sfânta Pocăință, este în Ucraina. Am putut să văd cu ochii mei, în câteva misiuni care am fost acolo, dând ajutorare, dând la oameni câte o pungă de alimente, oameni care au rămas fără nimic, sate întregi părăsite, în zona Donbasului, în zona Luganskului, în zona Kherson, Harkov, orașe de câteva milioane. Orașul Harkov este foarte mare. Și în una din misiuni, luna februarie, eram în Harkov, într-o casă de adunare, poate peste 700 de oameni. 95% erau nepocăiți, ortodoxi. Și era ziua de miercuri dimineață, la ora 8, am putut să văd casa ar fi plină. Erau și pe așa, pe lângă perete, balconul era arhi plin. Și frații au cântat, au slujit. Și am putut să văd atunci, când a început să vorbesc, că am un frate care mă traduce, fratele Petru Plantus, nu este cu mine. Când vorbeam, s-a coborât acolo un pinț peste popor și Duhul Sfânt. Și a străpuns inima la mai multe sute de oameni. N-am predicat așa de mult timp. Vineau vorbiri în care eu n-am mai spus cuvintele alea și am văzut oamenii, sutele de oameni acolo. La urmă, frații au zis, cine îl primește pe Domnul? Și am putut să văd oameni cu ochii în lacrimi. Avem atunci 500 de Biblii primiți de la niște frați de lângă Viena. Și unii au zis, mai bine iau Biblia. Și eram în Bucea, cu câteva luni mai înainte, anul trecut, după ce a fost greu ăla în Kiev, eram în Bucea, în orașul Bucea, unde mi-au zis oamenii, pe strada în care eram, predicam afară cu frații, spune Domnule, pe strada aceasta au fost împușcați 700 de oameni. Și erau așa, într-un șărag, era plus grade afară. Și iar acolo Domnul, pentru prima dată, aveam Biblie la noi și o femeie de 90 de ani a luat Biblia la braț, așa, și a zis, ce mult mă bucur, ce mult mă bucur. Mai mult, parcă vreau oamenii Biblia și vreau să vă spun că la ora actuală, dacă este un teren în care Dumnezeu cheamă oamenii la pocăință, este în Ucraina. Deci s-au dus multe vești. Dar eu vă aduc vești de pe front, de pe linie de front acolo. Și cuvântul Domnului spune în fapte, dacă dăm o pagină înapoi,
Și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Vedem pe Petru în capitolul 2, când s-a sculat plin de puterea Domnului și a spus oamenilor: voi l-ați răstignit pe Domnul vieții. Nu le-a zis cuvinte așa ușoare. Dar cuvântul care a fost străpuns inima lor. Ne spune istoria că în secolul trecut, în 1906, pentru prima dată, după o pauză mai lungă, în care Duhul Sfânt nu spune istoria nimic, în 1906, în Los Angeles, în America, pe strada Azusa, într-o biserică de negri, pentru prima dată s-a coborât acolo Duhul Sfânt și am citit istoria, era un patru de culoare, Seymour, și s-a coborât puterea Duhului Sfânt acolo peste oameni. Și prin daruri, Dumnezeu cerceta pe fiecare. S-a făcut o echipă de rugăciune zi și noapte. Au venit oamenii cu sutele, cu miile. Au venit din Anglia să vadă ce s-a întâmplat. Șefii de la cult. Toți care veneau acolo, toți erau dați pe față, cădeau cu fața la pământ. Pentru că era puterea Duhului Sfânt. Lucra Duhul Sfânt cu putere. Vă trei sau patru echipe de la centru au trimis din Anglia, toți au fost străpunși, dați pe față. Toți au căzut cu fața la pământ. Și spune istoria că de acolo a început lucrarea pentecostală în 1906 și apoi în toată America, în Anglia, și a ajuns și la noi în țară, predicați un frate despre familia Bradin, care a primit cuvântul și s-a format și acum suntem peste 1,5 milioane de frați pentecostali în România. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează și astăzi, iubiți frații și surori, și mai frumos sau mai mult nu întărește, nu înviorează biserica decât lucrarea Duhului Sfânt. Așa cântăm. Duhul Sfânt este ca roa de dimineață. Domnul Iisus spunea în Ioan, în capitolul 7, și vreau să citesc frumosul cuvânt. Ce frumos spune acolo cuvântul Domnului. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Cum zice Scriptura, spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit, binecuvântat să fie Domnul. Ultimele cuvinte a Domnului Iisus, mai înainte ca să fie luat de pe pământ, cum spune Biblia, căci le-a zis: ci voi veți primi o putere. Vreau să întreb, ai tu puterea aia? Eu, dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt cu mine, prin câte valuri am trecut, dacă n-aș fi avut vorbirea, Duhul Sfânt care să mă călăuzească, n-aș fi putut face nimic. Îmi spunea Duhul Sfânt pentru un vas în Atlanta: bărbatule, de-ai vedea cu ochii tăi prin ce locuri periculoase și întunecoase. Dar nu-ți descoperi, pentru că vei umbla în călăuzirea mea a Duhului să te ducă. Vreau să fac cu tare, vreau să fac cu tare și vreau să fac cu tare lucru. Slăvit să fie Domnul. Am mers pe multe locuri, frate și surori. Și de mic copil îți crescut în biserica pentecostală. De mic copil m-am trezit în casă cu rugăciuni, cu vase de lucru, cu așa vorbește Domnul. Și am putut să văd ce mult face în viața unui om lucrarea Duhului Sfânt. Am și frați baptiști, poate sunt în sală frați baptiști, Dumnezeu se binecuvânteze, încă cu prietenii îmi permit Duhul Sfânt. Vreau să vă spun că și astăzi botează și primul semn, deci când mintea ta este fără rod, când mintea ta nu mai judecă, atunci vine puterea aia și să face, cum să faci lucrul ăsta? Prin credință. Ci voi veți primi o putere atunci. Când coboară
Am fost la multe stăruinți. Exact cum se naște un copil. Am văzut oamenii cum îi chinuie firea lor. Când se cobora Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vedeam din lupta aia. La multe stăruinți am fost. La 10, la sute. Și vedeam cum, ca un corp câteodată, câte 10, câte 20. Când se cobora de sus Divinul. Din lupta aia se transforma într-o față angelică. Alții aveau spume la gură, mai cădea baticul jos. Exact ca la maternitate când vine viața. Eu am asistat la soția mea care a născut. Așa era la noi în Austria, tatăl să fie alături. Și am văzut cum era agitat în sala de naștere. Așa și la stăruință. Când se cobora Duhul Sfânt, când intra Divinul în om, transforma fața aia care era transpirată cu lacrimi, o față parcă de înger, și vedeam primele cuvinte, ca și cum ar spune un bebe. Mama, tata, primele cuvinte, când Dumnezeu își punea în preta lui, slăvit să fie tot. Timpul tace și trece, dar vreau ca să vă spun câteva lucruri. Nu vreau să vă lăs așa. Nu știu dacă mai ajung în Toronto. Eu nu știu dacă mai ajung. Dar vreau ca să-L proslăvesc pe Dumnezeu, să spun că Duhul Sfânt și astăzi trăiește în oameni și astăzi călăuzește pe oameni. Și vă vorbit astăzi. Eu nu cunosc situația voastră. Nu cunosc situația oamenilor. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care tânjește, care l-a pus aici. Fiecare are un gol în noi de mărimea lui Dumnezeu și l-a pus Duhul Sfânt aici în noi ca să locuiască, slăvit să fie Domnul. Făceam din Austria, frași și surori. Era drumul grele. Mergeam până în nordul Moldovei și era un vas puternic. Nu mai este viață. O mamă cu mulți copii. Eram cu frații din zona de unii, fratele Vasile, era Cristi Talbănic cu Cosma, era la noi în zonă și i-am dus acolo. Și când au văzut cum lucra Dumnezeu, cum intrau oameni cu poveri, grupuri de tineri, familii întregi, mi-au zis atunci, cordele. Am stat în seara aia și am zis, nu mai mergeam la adunare nicăieri. Aici este un izvor puternic. Și mă uitam cum Duhul Sfânt descoperea tainele inimilor. Și intram acolo, știu că odată m-am dus și am intrat. Și era așa o casă micuță, cotindă, era cu lut așa, lipit cu mâna. Și erau camere pline, poate erau 20, 25, 30. Eu m-am pus în tindă, așa, în săliță. Sora era tocmai două cămăruțe acolo, în spate. Și a început să mă rog în altă limbă. Și cum a început să mă rog, așa vorbește Domnul. Și eu ce să ruga Duhul din mine, durerile, Duhul tălmăcea dincolo. Mai mare bucurie pe lume, am fost în multe locuri, în multe țări. Suntem cei mai binecuvântați de pe pământ. Frații care experimentează lucrarea Duhului Sfânt. Biserica în care Dumnezeu se coboară. Poți să predici pe puncte, să despaci firul patru unii, cum spune în limba greacă, în limba ebraică, ce a spus teologul, cu tare e bun. Era un vers de poezie. Cuvântul sus, cuvântul jos, cuvântul frământă, dar nu cu sare și ulei, deși ei predică și cântă. Petru, dacă nu era plin de Duhul Sfânt, Dumnezeu nu putea să străpungă inima la 3.000 de oameni. Petru a fost un om fricos. A zis, Doamne, ferească Dumnezeu să întâmple așa ceva. Și a zis, Domnul, înapoi a mea Satan. Nu? Dar Domnul i-a zis, Petre, în noaptea asta, așa cât ești tu pentru mine, pentru că n-ai Duhul Sfânt, în noaptea asta, mai înainte ca să cânte cocoșul, tu ai simțit lepre din mine. Și nu odată, de 3 ori. Îmi place așa de mult acolo în 21 ani. Am acolo o predică. Revigorarea ucenicilor. L-a luat Domnul așa, parcă și a zis, Petre, hai să
Ce aș spune dacă erați noi în locul Domnului Iisus? Nu iutam mai eu, trădătorule. Nici nu mai merg cu tine niciodată. Domnul l-a luat lângă el. Că uita la el și a zis, Petre, mă iubești. Și a spus mai mult, Petre, mă iubești. Paște oinițele. Petre, de acum înainte te-am ales, doar putea pe altcineva. Dar să vadă că Dumnezeu iubește pe cei care trec prin malea. Aia neapă. La rândul tău să ridici tu pe alții. La rândul tău, Petre, să întinzi o mână. Și vedem în scrierile lui Petru cât e clar, parcă de falcă, păcatul de sfințenia lui Dumnezeu. Slăbit să fie Domnul. Vreau ca să vă spun acum de o lucrare în care Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt, ce înseamnă? Eram la noi în Austria și printr-un vas în America. Era la amvon. La amvon deodată se oprește și se uită spre mine. Eu eram în spate la adunare. Lucrarea Duhului Sfânt. Ce și vă spun, nu vă spun că eu spus cineva. Lucruri care eu le-am pipăit, așa cum spune Apostolul Ioan. Ce aici am văzut și aici am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Vă spun roadele din nou, că n-am. Spunea sora Vinția, zis-o să ia fratului Vorbran, că toate experiențele cu Dumnezeu, care Dumnezeu ne îngrijește să le vin cu El, alea scoși-o la fărbituri care se strâng. Predica fratele ăsta și deodată se oprește și spune, frate Cornel, un grup de oameni plâng, postie și se roagă, că tu să le duci de mâncare. Spunea către popor, dacă poporul va înțelege și va întinde mâna, eu, Domnul, am să lucrez și am să binecuvintez pe mâna care întinde. N-am sponsori în spate. Lucrarea lui Dumnezeu nu merge cu multe reclame. Știți prin cine sunt ajutat? Prin văduve. Dumnezeu a trezit oameni noaptea. De la noi din zonă și din Australia m-a sunat odată când era acolo, greu ăla în Ucraina, și-o zis, frate, vrem să trimitem ceva mai. Nici acum nu-i cunosc. Dumnezeu a trezit noaptea. Duhul Dumnezeu, oamenii care eu nu i-am cunoscut. Și-o zis, vrem să trimitem suma asta de bani. Și spunea Duhul, dacă va înțelege, și Dumnezeu m-a îngăduit, am ies în altă parte și m-am dus atunci pe 16 decembrie, vă 3 ani în urmă, înainte de război. Și am primit așa la ureche, ce frumos, că să auzi vocea Lui. Și-a zis să te duci la Lugansk. Luganskul, de unde stau eu în Austria, sunt 3.000 de kilometri. Pe o vreme grea, m-am pornit să avem busul plin. Un bus, Sprinter, a luat din Cernăuț, m-am dus cu venul meu până în Cernăuț, acolo în Ucraina, acolo, l-am încărcat cu mai multe pungi de alimente, cu cutii cu ciocolată. Eu aveam din Austria niște genți, așa cu steagul austriac, plin cu haine noi, mi-a dat o misiune. Aveam și bani la mine. Și am ajuns în Lugansk. Greu, drumul greu, am văzut multe accidente, am făcut misiune acolo. Când am trecut Chievul, ce înseamnă Duhul Sfânt? O voce îmi spune, cumpăr o mașină de spălat mare. Dar îi spun la frate care era cu mine, auzi, trebuie... Mulțumesc. Trebuie ca să cumpărăm o mașină de spălat mare. De le spune frate Cornel, acolo sunt misionari pe linia de front și ei stau așa grămătiți și trebuie mașină de spălat cât de mici. Dar eu nu știu ce voce să o zic, mașină mare de spălat. Dar dacă ți-o spus, o cumpărăm.
Și am oprit după Chiev în Poltava, dacă știi cineva Poltava. Și am luat mașina de spălat, am pus-o deasupra. Am ajuns acolo, am făcut misiune, am predicat, am dat mâncare la oamenii bătrâni. Nu v-am zis de oamenii bătrâni cât de mult suferă în Ucraina. Cum am găsit în 2015, cum am găsit anul trecut. Fără nimic, fără mâncare, nemâncați mulți. Când le dau plasă de alimente, le dădeam, puneam așa capul în mine. Și așa tremurau de părâns. Și au zis, cum de-ai venit tu de la Austria să ne aduci și mâncare? Vreau să vă spun că în 25 Matei, când va fi judecata aia, știți acolo ce spune? Ei de la dreapta au zis, Doamne, când te-am văzut noi gol, flămând? Când te-am văzut? Nu au zis, Doamne, am fost dirijor de cor, am fost un predicator. Am fost în Toronto, în comitet, am condus cu clară. Am cântat, am fost solist de cor. Am condus o biserică mare. Am fost pastor. Doamne, am prorocit la fiecare program. O zis, Domnul, adevărat, adevărat vă spun, când ați făcut aceste lucruri unui, cum scrie? Nu scrie așa. Celui foarte neînsemnat. Dacă ar fi neînsemnat, tot era poate. Foarte neînsemnat, frații mei, mie mi le-ați făcut. Și-am luat mașina, am ajuns acolo, am făcut lucrarea. Și spune pastorul ăsta care era cu el din Ucraina, nu mai este în viață, Coles, Nicureac. Frate Cornel, dar lucrarea aia, parcă nu e aia, unis. Să vezi un grup de oameni că plin, că vor de mâncare. La ora 3, după ce gătăm, slujba am dat punga de alimente, le-am dat mâncare caldă la bătrâni, asta a fost cel mai bucuros, să dau mâncare caldă la oameni bătrâni. Și o soră, Laura trei după masă, o spune, fraților, este aici o familie cu 19 copii care de 40 de zile este în post. N-ați vrea să mergeți la ei să-i vizitați. El se uită la mine, eu la el. Băi, cred că aici e lucrare. Mergem pe un drum așa întortocheat. Și cu GPS-ul, greu din ele, de vreau să vă spun că Dumnezeu are GPS-ul lui. Pe drumul neasfaltate. Vorbea odată tatălui, fratele Ozan. Și spunea, unde îl poți întâlni pe Dumnezeu? Am încă data când a predicat gândurile lui. Și de multe așa m-a mai inspir. Eu, a fost un mentor al meu în anii tinereți. Și spunea acolo bătrânul, unde îl poți întâlni pe Dumnezeu? Că toți, unde să-l vezi pe Dumnezeu? Vorbea bătrân, eu așa îi spun bătrânul. Știți unde pot o în casa văduvei și în casa orfanului? Acolo vezi pe Dumnezeu. Nu știi ce pace primești acolo. Și mergem acolo și când întâlnim, o mamă așa, între 45-50 de ani, încojurată de copii. Eu am mers în multe case. Dacă acolo, când m-am dus, am întâlnit miros de cer, adică. Mirosa cer. Unii au pus nume la misiuni, la... Dar eu acolo l-am gustat și am văzut. N-aș mai fi vrut să ies de acolo. 3.000 de kilometri. Intrăm, erau la frați baptiști fără cult. Sâmbătă au încheiat postul. Sâmbătă au încheiat postul. 40 de zile. Nu știu câte zile de post. Sau când a fost ultima zi de post? A ta, a mea. Spune acolo într-un sal că să legi vita cu funii și totași altar. Știți cum să traduce lucrul ăla? Vă spun astăzi, din partea Domnului. Vita e firea mea. O zi nu mi-ai dai cafeluță, nu mi-ai dai breakfast de asta, bacon, tot. Legi cu funii, vita,
și o trage la altar. M-am bucurat că la ei a dat văz dimineață și s-au luat decizii frumoase. Fratele Andrei, cu rugăciunea și postul astea, astea două lucruri, s-au pus tabel să se lege cu funii vitele. Că prea bună pășunea! Dumnezeu ne-a adus aici, ai bun, și pe noi în Austria, pe voi în Canada, în America, acum vin. Să te bucuri de binecuvântările Lui, dar să nu uiți de mine, de Domnul! Să nu înfiți în rădăcinile adânc! Nu! Intrăm în casă și spunem, noi suntem de la frații pentecostali, lucrăm, credem în darul de Duhului Sfânt. Soțul era ordinat, era dus la bolnav. Mă uitam, ce program, duminică. Majoritatea dormim între adunări, că asta, așa e viața asta. Frate, nu era acasă. Primul punct bun. Și am zis, uite, uitați așa, uitați așa. Sora lor așa ca într-un... Adică să fie așa reclamă, cumva sfioasă. Și frații erau cu doi pastori și au zis, să ne spuneți de ce ați stat voi în post atâtea zile. Și când am văzut că ne erau doi pastori, eram eu al treilea, am pus așa ca jos, am văzut. Și am început să-i curgă lacrimi pe mâna. Și am spus, fraților, noi am stat în jertfă, am stat în post pentru copiii noștri. Să-i țină Domnul la Sfânta Pocăință, aici curge mult sânge. Domnul ca să-i țină lângă El. Apoi, ca familie, avem și noi mai multe probleme financiare, materiale. Avem o mașină veche, n-avem cauciucuri, n-avem bani de cutare. Dar eu atunci îi spun, cum stați cu mașina de spălat? De îmi spun, două săptămâni, uitați acolo, vreau cu rufe, nu-i spălat, s-o stricat. Vreau să vă spun, știe Duhul Sfânt al Dumnezeu cu ce te confrunți. Cu ce mă confrunt? Spune acolo, oare la văduva aia, eu zic să ăla, judecătorul nedrept, mă tot chinuie să-i fac dreptate! Măcar că de Dumnezeu nu mă tem, dar totuși am să-i fac dreptate, spune mai departe. Oare El, Dumnezeu, care ascultă rugăciunile, și aici și noi salmul, El ascultă rugăciuni singurul din univers. Nici Mahomet, nici Buddha, nici Confucius, nimeni nu ascultă rugăciunile. Și nimeni nu-i viu decât Fiul lui Iisus Hristos, care este așa de la dreapta Lui, ne ascultă rugăciunile și mijlocește pentru noi. Slăvit să fie Domnul. Binecuvântat să fie El. Le-am scos și am dat mașina de spălat, pungi cu ciocolată, ce am avut noi pachete și o sumă de bani care am avut atunci mai mulți. Nu prea lăsăm noi așa sume mari de bani. Când am văzut lucrul acesta, 40 de sări de post. Și noi avem mai mulți copii, dar pentru parcă atunci prima dată în scapetul, Doamne, sunt un păcătos. Am uitat atunci acolo sfințenia, cerul. Parcă și aerul era altfel în casa aia, iubiții mei, frați și surori. N-aș mai vrut să plec de acolo. Și înseamnă postul și rugăciunea. Îl apropie pe om de Dumnezeu. Când legi firea asta, când legi vita și o aduci la altar, în el și arderea de tot, și jertfa ispășirii, și jertfa de un miros plăcut, și jertfa mulțumirii, se împletesc și toate stau ca plată pentru vină. Iar noi pe cei să le întâlnim la fiecare cină. Hristos e bobul cel de grâu în nouă așezare. Cuvântul Lui e pentru toți o jertfă de mâncare. Cuvântul Lui, precum e scris, simbolizat făină, iar unde lemnul Duhul Sfânt ce în jertfe se îmbină. Slăvit să fie Domnul! Am multe experiențe să vă spun. Acum când mă întorc, trei misiuni mă așteaptă. Voi pleca în Ucraina.
Apoi voi pleca în Turcia. În Turcia am fost până în Antiohia, unde a fost groaznicul cu tremur. Antachia de azi este Antiohia biblică, unde acolo noi suntem tributari lor. Ne spune în fapte 11 că Barnaba, fiul mângâierii, misiunea pe care o am și am fost un grup, frate mic cu Cosma de la Alba, ne-a pus numele Barnaba de 25 sau 28 de ani și așa au rămas. Barnaba, mângâiem oamenii. Spune Biblia în fapte 11 că Barnaba l-a luat pe Saul din Tars, pe un pare mai târziu, și un an de zile a participat la adunările bisericii. Pentru acolo, pentru întâiași dată, li s-a dat ucenicilor numele de creștini. Noi suntem tributari lor. Știți ce am întâlnit acolo? O stradă, pe o parte și pe alta, dărâmături. Dărâmături, miros de cadavre care încă nu erau scoase, blocuri dărâmate cu 9, cu 10, cu 11 etaje. Dărâmate de sus până jos, încă nu erau îmbrate la ele. Oamenii au zis că sunt 50.000 media, dar oamenii acolo din zonă, frate, cel puțin dublu că sunt. Și a văzut întunericul gros care este acolo în Antiohia biblică. Cred din toată inima că Dumnezeu va reaprinde lumina lui vie. Ar fi multe să vă spun, dar vreau să închei cu întrebarea asta. Dumnezeu l-a pus pe Adam acolo în rai. Și era adunare și era frumos la adunare. Dimineața, ne spune Biblia că în fiecare dimineață Dumnezeu se ține de cuvânt și era la adunare. Și era Duhul Sfânt și era frumos. Și erau frunze de palmier. Și Dumnezeu predica, spune, vorbea cu Adam în fiecare dimineață. Dar într-o zi Adam nu mai vor la adunare. Și Dumnezeu îl cheamă și îl strigă. Unde ești? Iată-l pe Adam în rai, copleșit de șoapte. În lumină nu poți sta, fugi de acum în noapte. Și apoi, cum să stau gol în fața-i sfântă? Mă cutremur, mă îngrozesc, omul se-i spământă. Iar el pe după pom fața și-o ascunde. Domnul strigă, unde ești? Iar Adam răspunde, m-am ascuns de fața ta, fiindcă mi-e rușine, că sunt gol, sunt dezbrăcat, n-am nimic pe mine. Eu din frunze de smochin mi-am făcut veșminte, dar cu astea cum să stau, Doamne, înainte, când în fața ta am stat îmbrăcat în raze, în lumini de curcubeu, veșnice topaze! Îmbrăcat cu Duhul Sfânt, sfânt de confidență, iar acum eu sunt lipsit de a ta prezență. Căci prin fluier și timpan mii de păsărele îți cântau din zori în ram prin tărămurele și prin frunze de palmier ți-auzeam cuvântul, căci așa venea de sus glasul tău ca vântul. Doamne, tu mi-ai dezlegat taină după taină, iar acum eu sunt gol, sunt lipsit de aină. Omule, cine ți-a spus taina suferinței? Nu cumva e un timp om rodul cunoștinței? Da. Femeia nu așa. Iată. Doamne, atunci Eva a răspuns ocolind păcatul. Șarpele m-a măgit ele vinovatul. Doamne, dacă nu puneai șarpele în grădină, noi în veci ar fi trăit, fără nici o vină. Dar să zică el sau ea, fără acuzare, iartă-mă că și numai eu și nu soția, Dumnezeu le-ar fi iertat lor vinovăția. Omul și soția lui au umblat pe afară, până n-au păcătuit, nu se acuzară. Ochilor erau închiși, n-au văzut păcatul, până când n-au primit de la șarpe sfatul. Atunci ochii și-au deschis și-au văzut și omul. Moartea care le-a deschis în ființă golul. Omul și soția lui, iată-i în ocară,
că generalul celul sfânt au fost scoși afară. Cu nădejdea că într-o zi Domnul Mântuirii le va dărui din nou raiul fericirii și Adam s-a chinuit să-și atingă visul. Dar degeaba că într-o zi l-a înghețit abisul. Trupul în pământ s-a dus cu morții din preună. Dar Hristos a înviat. Iată vestea bună. Porțile cele de fier, drucii de aramă, cum se rup, cum se îndoaie, căci Iisus îi cheamă. De la noi el Adam, ce mulțime mare din acele adâncime au zburat pe soare. Tot mai sus și tot mai sus, depărtați de tine. Căci Iisus i-a strămutat în a lui grădină, în ținutul celălalt unde nu-i duhoare. Să-i strujească că i-a scos de la închisoare. Ei sunt duhuri, dar în trup vor veni odată ca să stea în fața lui toți la judecată. Când Hristos la ucenici le vorbea de nuntă. Fratelor, aș vrea acum să vă spun o taină. Știți că și unul din nuntași era fără de haină. Știți că Domnul l-a urât și l-a dat afară. Și aici un izgoi, iar haina lor le nuntară. Semnul de la cincizecimi, ziua de Rusalii, au rămas doar melodii inguri de chitare. Unde-s, frate, ce-au strigat aleluia, Abba, voi copiii lui Adam, unde voi slava? Unde-s faptele de in, albe cum sunt crini? Că și în frunze de smochin s-au ascuns creștini. Glasul care a strigat, ei vin în grădină, nu-i păcat, nu veți muri, n-aveți nicio vină. A rămas până acum să ne ispitească, dar aleșul lui Hristos poți să-l biruiască. Fraților, să nu mai stăm goi în pribegie. Dumnezeul nostru vrea să ne dea tărie, să ne dea echipament, arme și veșminte. Să luptăm și să mergem numai înainte. Să putem și noi intra în cerească zare, unde nu va mai intra șarpele cel mare. Până atunci, o Doamne Sfânt, dă-ne haina ta de nuntă și ne îmbracă în Hristos pentru ziua sfântă. Dumnezeu îți va binecuvânteze. Și voi veți primi o putere. Pe 13 octombrie 2021, într-o noapte au venit doi oameni și cu asta închei, doi bărbați care nu sunt din lumea noastră. Și predicam într-o adunare și cum predicam, și put oamenii să plângă. Și s-au apropiat unul dintre ei și au zis, ai văzut că plâng oamenii? Da, nu tu îi faci să plângă, ci Duhul Sfânt care unge cuvântul și străpunge inima oamenilor. Și trebuia ca să spun altă poezie, jertfa de mâncare. Și acolo un vers de poezie spune așa. Și Duhul Sfânt, și rugăciuni, și pocăință sfântă. Și atunci spune unul dintre ei, al doilea, dacă vrei să prinzi răpirea, să faci aceste trei lucruri. Și Duhul Sfânt, spun foarte rar, și Duhul Sfânt, prima, și rugăciuni, a doua, și pocăință sfântă, astea trei lucruri. Am mai făcut o pauză și o mai repetat odată. Dacă vrei să prinzi răpirea, pe semne că voi fi în viață, să faci aceste trei lucruri. Și Duhul Sfânt, și rugăciuni, și pocăință sfântă. Spune aceste lucruri celor dragi ție și prietenilor tăi. Și-au plecat de la mine. Dumnezeu să vă ajute. Dacă n-ai putere, nu vă luați după teologi, după pastori. Îi ești mântuit și fără Duhul Sfânt. Două fii. La acolo în 20 Apocalipsa, când va fi judecat aia de la tronul mare și alb, când mare va da înapoi, nu intrăm în teologie. Eu vreau să vă spun, dacă n-ai vorbirea limbi, dacă nu l-ai pe Duhul Sfânt, fă-ți rost de El. Să te poate răpi vârtejul pe care l-a luat pe Ilie și caii de foc. Nu știu dacă mai vin aici. Poate am venit să vă spun lucrurile astea. Fă rost și Duhul Sfânt, și rugăciuni, și pocăință sfântă. Dumnezeu să ne ajute pe toți.